Îi urez succes și cât mai multe realizări în interesul cetățenilor, în interesul Republicii Moldova. Cetățenii au votat la ultimile alegeri masiv candidații care reprezintă PSRM și PAS, aproape în mod egal, în interiorul țării, ceea ce înseamnă că aceste partide și liderii lor au primit principala responsabilitate politică în ceea ce privește viitorul Republicii Moldova. Votul oamenilor a mai arătat că și celelalte partide au o credibilitate foarte redusă. A confirmat faptul că Parlamentul, în forma actuală, nu îi mai reprezintă pe cetățeni și trebuie dizolvat cât mai curând posibil. Dodon a mai menționat că președintele ales a fost mandatat de cetățeni să rezolve problemele pe care le-a trecut ca prioritare în programul său electoral, dar și să-și asume responsabilitatea guvernării în criza pandemică până la organizarea anticipatelor. Eu și PSRM vom respecta votul cetățenilor și vom susține demersurile președintelui ales privind dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate. Vom sprijini preluarea de către președintele ales și partidul său a responsabilității privind situația din țară, conform angajamentelor asumate politic de doamna Maia Sandu. Dodon a mai menționat că PSRM este pregătit să poarte discuții și să identifice împreună cu PAS data organizării alegerilor anticipate.